Aducem astăzi în atenția dumneavoastră electrocardiograma, o investigație medicală simplă, de rutină, esențială, care nu necesită nicio pregătire prealabilă și care orientează către anumite afecțiuni ce pot impune tratament imediat. Ne aduce informații importante doamna dr. Elisabeta Hurjui, medic specialist cardiologie în cadrul Spitalului Providența al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. Bună ziua, doamna doctor, mulțumim de prezența. Bună ziua, mă bucur să fiu alături. Spuneți-ne pentru început, ce este o electrocardiogramă? Electrocardiograma reprezintă o explorare non-invazivă care măsoară activitatea electrică a inimii. Știm că inima este formată din două atrii și doi ventriculi, care se contractă ritmic într-o anumită ordine, întâi atriile și apoi ventriculii. Această ordine este dictată de impulsurile electrice generate la nivel cardiac. Puțini oameni știu, în schimb, că inima are propriul grup de celule nervoase specializate care îi dictează activitatea. Cu toate că poate fi influențată de impulsurile provenite de la nivelul creierului, inima este capabilă să funcționeze chiar și când creierul își încetează activitatea. Astfel se explică de ce pacienții aflați în moarte cerebrală pot fi ținuți în viață cu ajutorul aparatelor, întrucât inima bate în continuare cu ajutorul, am putea spune în sens larg, propriului sistem nervos. Când a fost realizată prima electrocardiogramă? În anul 1901, fiziologul german Wilhelm Einhoven a creat primul aparat care reușea să transforme grafic impulsurile electrice ale inimii în unde care au fost apoi înregistrate pe hârtie. De atunci, electrocardiograma a părăsit laboratoarele de cercetare, devenind rapid cel mai folosit instrument clinic de diagnostic al bolilor cardiace. Cu toate că în prezent dispunem de tehnici avansate de evaluare a structurii și funcției cardiace, electrocardiograma rămâne și în zilele noastre o metodă fundamentală de înregistrare a activității electrice a inimii. Când recomandă medicul efectuarea unei asemenea investigații? Informațiile furnizate de o electrocardiogramă sunt variate și cel mai adesea trebuie corelate cu datele privind simptomatologia pacientului, examenul clinic și particularitățile structurale de celălalt imagistic. Efectuarea unei electrocardiograme se impune întotdeauna dacă pacientul descrie dureri în piept cu caracter anginos, în caz de palpitații, amețel, confuzie, mergând până la pierderea stării de conștiință, când se suspectează reacții adverse la tratamentul medicamentos cronic, cum ar fi toxicitatea digitalică, sau pentru controlul periodic al pacientului cu stimulator cardiac. Se mai recomandă electrocardiogramă înaintea unei intervenții chirurgicale sau dacă există istoric familiar de boli de inimă, ca metodă de screening. Electrocardiograma însoțește de asemenea și ghidează investigații precum testele imagistice de stres, angiografia efectuată la computer tomograf sau RMN. Există mai multe tipuri de electrocardiogramă? Electrocardiograma poate fi înregistrată ca un traseu scurt intermitent sau ca o monitorizare continuă. Monitorizarea continuă se utilizează la pacienții critici, la cei care urmează a fi supuși anesteziei generale sau care descriu tulburări de risc simptomatice mai rare, ce nu pot fi surprinse la înregistrarea standard de 10 secunde. În practica medicală există trei forme curente de înregistrare electrocardiografică, de repaus, de efort și Holter EKG. Le luăm puțin pe rând, vă rugăm. Prezentați-le pe fiecare în parte. Să începem cu electrocardiograma de repaus. Ea rămâne standardul de aur pentru a înregistra activitatea electrică a inimii. Indică cum circulă curenții electrici prin mușchiul cardiac și oferă informații despre modul în care se contractă inima, ritmicitatea și frecvența bătăilor cardiace. Acest tip de examen medical se realizează cu pacientul culcat pe spate, având electrozi atașați pe piept și la încheieturile membrelor. Ea oferă informații privind activitatea inimii în cele 12 derivații standard, strict la momentul înregistrării. Electrocardiograma de efort presupune înregistrarea activității inimii în timpul unui efort standardizat, adică pe o bandă de alergare sau pe o bicicletă specială numită cicloergometru. Acest tip de investigație se efectuează cu pacientul în mișcare și arată dacă există semne de ischemie miocardică sau aritmii. Holterul EKG este o investigație medicală care presupune ca pacientul să poarte timp de 24-48 de ore un mic dispozitiv atașat la talie și conectat la electrozii lipiți pe piept. Acesta monitorizează activitatea electrică a inimii pe parcursul la minim 24 de ore, deci și în momente de repaus, somn ori activitate intensă. Oferă informații prețioase despre eventuale tulburări de risc sau de conducere și poate identifica aritmii asimptomatice sau care necesită tratament specific, precum fibrilația atrială. Monitorizarea mai îndelungată a activității electrice a inimii se impune în cazuri selecționate cu ajutorul unui stimulator cardiac, defibrilator sau prin intermediul telemetriei. Cum trebuie să se pregătească pacientul pentru electrocardiogramă?
Nu este nevoie de o pregătire specială pentru realizarea unei electrocardiograme. Investigația durează doar câteva minute și se poate face în orice moment al zilei, fie de către medic, fie de către asistenta medicală. Cum decurge mai exact această investigație? Odată intrat în cabinetul medical, pacientul este rugat să își îndepărteze hainele care acoperă pieptul, gleznele și încheieturile mâinilor. Pentru unii bărbați se recomandă îndepărtarea prealabilă a pilozității accentuate de la nivelul toracelui. Pacientul este întins pe spate într-o poziție confortabilă. În timpul testului se vor plasa electrozii pe piele, 6 la nivel toracic și 4 la încheieturile mâinilor și ale picioarelor. Apoi se va porni înregistrarea, care durează câteva secunde. Pe parcursul înregistrării, pacientul nu trebuie să vorbească sau să tușească pentru a nu afecta rezultatul. Ce ne poate arăta o electrocardiogramă? Modificările decelate la electrocardiogramă sunt numeroase și pot include oscilații ale frecvenței cardiace, tahicardie, accelerarea frecvenței bătăilor inimii sau bradicardie, o frecvență cardiacă mai lentă decât cea normală. Infarct miocardic, electrocardiograma este indispensabilă în suspiciunea de infarct miocardic acut, dar poate evidenția și un infarct suferit în trecut. Întubări electrolitice, precum hiperpotasemia, se constată modificări EKG specifice ce impun tratament imediat. Anomalia structurii inimii. O electrocardiogramă anormală poate indica faptul că o cameră a inimii este dilatată sau că pereții acestea s-au îngroșat. Mai merită subliniat un aspect. Doar pentru că un rezultatul EKG este normal la un pacient, nu înseamnă că nu poate exista o problemă de sănătate. Dacă simptomele persistă și tind să apară în anumite condiții, se impun mai multe investigații complementare pentru a stabili un diagnostic corect și planul de tratament potrivit. Domnule doctor, vă mulțumim tare mult pentru aceste informații importante și atât de utile pentru sănătatea noastră. Cu drag, vă mulțumesc și eu. Stimați ascultători, a fost alături de noi astăzi doamna doctor Elisabeta Hurjui, medic specialist cardiologie în cadrul Spitalului Providența al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. Vă reamintesc, pentru consultații sau alte informații, puteți suna la unul din numerele de telefon 0232 241 271 sau 0730 230 030. Puteți de asemenea merge la sediul spitalului din șoseaua Nicolina numărul 115, Capăt Cug, orașul Iași.